Campania se adresează elevilor și profesorilor din învățământul primar, gimnazial și liceal și are drept scop derularea unor activități cu dimensiune europeană, prin care elevii sunt încurajați să se informeze despre Uniunea Europeană, istoria și politicile ei și să participe la concursul de proiecte intitulat Lider European. Reprezentanța Comisiei Europene are foarte multe proiecte în domeniul educațional, pe lângă campania Europa Casa Noastră, care e o campanie care se derulează la nivel național. Mai avem Europa Jurnaliștilor în Amfiteatre, care este o campanie ce se adresează studenților de la jurnalism, pe care sunt încurajați să scrie pe subiecte europene. Mai avem și o campanie de guvernanță economică, de această dată cu dezbateri locale cu persoanele din local, cu studenții, cu autoritățile locale, dar pe guvernanță economică, pe subiecte economice. Concursul de proiecte prezentat astăzi are 3 premii a câte 500 de euro și 5 premii a câte 100 de euro pentru cele mai reușite proiecte scrise de elevi. Un alt subiect atins în cadrul acțiunii de astăzi la Colegiul Ion Maiorescu au fost tehnicile de prezentare în public, precum și câteva elemente de leadership. Ne propunem prin aceste proiecte să vă dezvoltăm vouă abilitățile de leadership și de muncă în echipă. O să vorbim puțin mai încolo, să vedeți ce înseamnă leadership. Practic vrem să vedem că voi sunteți capabili să faceți într-o echipă, că despre asta este vorba, să faceți într-o echipă un proiect interesant pentru voi.